Clubul copiilor din Roma a găzduit marți 1 martie festivitatea de premiere a lucrărilor de artă plastică participante la cea de-a 8-a ediție a simpozionului Concurs Național Culoarea Lecturii în Bibliotecă, organizat în colaborare cu Biblioteca Municipală George Radu Melidon. Este vorba despre activitatea intitulată Culoarea Lecturii în Bibliotecă. Este un simpozion național, în același timp și un concurs național. Astăzi el se finalizează. Avem un număr de 650 de lucrări care au venit din toată țara, mai exact din 34 de județe din țara noastră, localități foarte importante, cum ar fi București, Constanța, Pitești, Râmnicu-Vâlcea, Cluj-Napoca, Bacău, lucrări foarte frumoase și lucrări realizate de copii cu tematica marelui nostru scriitor și conjudețeanul nostru Ion Creangă. Inițiatoarea proiectului și sufletul acestuia, profesorul Monica Carp, a trecut în revistă rezultatele obținute în cele 7 ediții, în care proiectul s-a dezvoltat de la o inițiativă locală la un concurs național, la care astăzi participă copiii din peste 34 de județe ale țării. Astăzi îl sărbătorim, într-un cuvânt spus, pe Ion Creangă. Sărbătorim ziua domniei sale de naștere, sărbătorim venirea primăverii, 1 martie, ne bucurăm că în jurul nostru au fost mulți copii, au fost personalității ale orașului și nu numai, ale județului, inspectoratul școlar ne-a reprezentat și dorim pe această cale să le mulțumim tuturor invitațiilor care ne-au onorat și colegilor, partenerii noștri de proiect. Este un proiect demarat în colaborare cu Biblioteca George Radu Melidon, un proiect aflat la 7-a ediție și cu unele școli din orașul Roma, printre care aș putea enumera pe școala Vasile Alexandrii Roman, Colegiul Tehnic Miron Costin, Colegiul Tehnic Vasile Saf, Colegiul Tehnic Danubiana, școala din Ion Creangă, școala din Cordun. Sunt doamne care au jurizat 650, deci sunt școli reprezentate prin doamnele care au jurizat 650 de lucrări din 34 de județe. La festivitatea de premiere a participat ca invitat și primarul municipiului Roman Laurențiu Leureanu, care a apreciat importanța unui asemenea proiect în dezvoltarea și stimularea aptitudinilor copiilor, dar și la contribuția proiectului la promovarea la nivel național a învățământului romașcan. O manifestare frumoasă care înscrisă în rândul concursurilor naționale, povestea regăsită nu numai în litere și cuvinte, ci regăsită și în imagini, în pictura copiilor, o activitate multiplă. Felicit Clubul Copiilor, felicit conducerea de la Clubul Copiilor, felicit pe cadrele didactice care își desfășoară activitatea aici, cei care sunt în colaborare strânsă cu Clubul Copiilor. Este un centru care radiază cultură, manifestări artistice, sportive, importante pentru copiii noștri și de aceea trebuie să ne preocupăm de ei, ei generația de mâine, care va veni și sperăm, din ceea ce învață astăzi, când noi ne gândim la ei, cei tineri, mâine, când vor fi ei adulți, să se gândească la noi, cei bătrâni. La mulți ani tuturor într-o primăvară frumoasă! Anul acesta, concursul național Culoarea Lecturii în Bibliotecă a avut o temă extrem de generoasă. Ion Creangă, povestitorul tuturor vârstelor, și-a adunat spre jurizare sute de lucrări de pictură sau desen din peste 34 de județe ale țării, departajarea lucrărilor fiind, de la o ediție la alta, din ce în ce mai dificilă. Concursul se desfășoară anul acesta în perioada 4 februarie-30 martie. Secțiunea de concurs este adresată copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 și 18 ani, din grădiniță, școală, liceu de artă, cluburi și palate ale copiilor sau școli speciale. Secțiunea simpozion este destinată cadrelor didactice și elevilor de gimnaziu și liceu. Proiectul a fost inclus de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în calendarul acțiunilor naționale de profil.